sau mai exact 70 de ani în urmă, într-o zi geroasă de iarnă. Încă în iernile în care zăpada ajungea până la geam, era să se nască într-o familie foarte simplă, o fetiță care era să-i fie dat numele de Anișoară. Nimeni atunci, la moment, nu putea să spună ce soartă era să aibă Ana, câți copii era să țină în brațe, de câte ori era să devină bunică și câți oameni era să adune în viața sa simplă. Nimeni nu putea să spună unde o să fie casa ei, ce dor o să aibă în sufletul său și cum va fi la caracter. Însă toată lumea a știut că, fiind educată, cu simplitate, într-o familie simplă, ea va crește a fi o femeie, o gospodină, o soție și o mamă desăvârșită. Era să crească această fată și era să se îndrăgostească de cel mai frumos bărbat, cel care avea cea mai frumoasă voce în sat, cea care a ademenit-o cu dragostea, cea cu care ea a zis: vreau să-mi trăiesc viața. Și erau să împartă în doi și binele și mai puțin binele. Astăzi, după atâția ani, ea se uită în spate și spune: nu regret nimic. Am 4 copii frumoși, 2 fete, 2 băieți. Am nepoți și nepoate, cei care îmi cinstesc soarta și cei care, atunci când îmi este greu, știu a veni în casa mea și îmi spune că totul va fi bine. Astăzi Ana, cea care, parcă nu de mult, sau mai exact 70 de ierni în urmă, era cineva să-l țină în brațe, își ține deja în brațe nepoții. Și ea spune că totul a fost cu un rost. Astăzi, încă n-am început a spune mesajul de felicitare, fiindcă doar am spus ceea ce a fost în viața voastră. Însă, mesajul de felicitare începe așa: dragă și scumpă noastră mămică, am fost și suntem mândri de femeia care ne este mamă, cea care ne aduna la o masă și numai ea știa cum împărțea la fiecare dintre noi felia de pâine. Draga și noastră mamă, niciodată n-ai purtat nimic scump pe tine, dar ne-ai dat nouă o mamă. Ne-ai crescut prin multe greutăți, atunci când nu era nimic, dar, mamă, pentru noi toți ai dat tot ce este mai de preț. Astăzi, mamă, ai o masă aleasă cu de toate, dar atunci când ne creșteai, nu era nici măcar 10% din asta. Ai muncit prea greu, mamă, și toată viața ai dedicat-o altora. Astăzi îi spunem mulțumesc pentru copilăria noastră, pentru că nu ți-am văzut niciodată lacrimile pe care de multe ori le aveai. Îți mulțumim pentru că l-ai iubit pe tata și îl iubești încă în suflet, pentru faptul că ne-ați demonstrat un exemplu frumos de relație și familie. Astăzi, mamă, îți spunem mulțumesc pentru că ne avem unul pe celălalt, frații și surorile. Și, mamă, astăzi vrem să ne cerem iertare, fiindcă poate venim prea rar la tine acasă. Dar știu că ai visat ca cei 70 de ani să întâlnești cu apropiații tăi și noi am încercat ca cei 70 de ani să fie mai altfel decât au fost ceilalți precedenți. Astăzi, mamă, vrem să-ți spunem că ținem în mâini buchetul de flori pe care l-am visat să ți-l oferim de când eram micuți. Dar cred eu că nu este târziu nici la 70 de ani să-i primești. Dar aș vrea înainte, ca să-l oferim, să vă întreb: Anișoara cea mică, care are doar 70 de ani, cum se numesc acei 4 copii care m-au făcut demnă astăzi de a veni și de a vă spune aceste cuvinte? Cum se numesc ei? Serghei, Evgenia, Andrei și Elena. Și pe lângă ei mai sunt încă 4 oameni îndrăgostiți: Svetlana, Alexandru, Andrei și Ala. Toți ei, 8 deja la număr, fiindcă dumneavoastră ați adus pe lume 4 copii. Ei au mai adus copii în casă. Și acum, pe lângă faptul că sunteți mamă de 4 ori, băieți și fete, tot mai aveți încă nepoți și nepoate. 7 la număr, nu? 2 nepoțele și 5 nepoți. Buchetul acesta de flori vine din partea copiii. Avem aici balane din partea nepoților voștri.
fiindcă de fiecare dată toată lumea spune că rezultatele trebuie să vină imediat ce aduceți pe lumea un copil, însă rezultatele vin mai târziu atunci când aceștia vă aduc nepoți în casă. Și se spune că dragostea de bunică este mult mai mare decât dragostea de mamă, este altfel simțită. Iar baloanele acestea vin din partea nepoților, cei care sunt urmașii voștri, cei care vor rămâne și în spatele copiilor voștri. Și știți ce au zis ei? Că pentru bunica viața abia începe. A doua tinerețe începe la 70 de ani. Cine este de acord să aplaude, iar eu invit pe nepoții noștri. Generația de femei care astăzi împlinesc și 50, 60, 70 de ani cred foarte mult în farmacii. Ele caută acolo sănătatea, ele caută acolo longevitatea vieții. Însă puține dintre ele își aduc aminte că vitaminele adevărate sunt în familia voastră și puterea vin anume de la ei. Iar noi am vrut să poziționăm aici 70 de fructe pentru fiecare dintre anișorul care v-a dat o vitamină. Vouă, dar și oamenilor apropiați. Și atunci când o să vă doar o mânuță, sau un picioruș, sau un ochișor, vă rog frumos să luați din coșul acesta o vitamină ca să vă faceți bine și uitați de farmacie. Bine? Ne-am înțeles? Aici mai am câteva cadouri, noi încă n-am terminat cu cadourile, vă imaginați? Aici am un cadou din partea nepoților care nu sunt aproape de voi. Am înțeles că o fetiță de dimineață tot încearcă să dea legătura de voi, fiindcă ea a spus că în această lume există tata, mama și există o altă mămică pentru mine. Mămica care în statutul meu de nepoțică este bunică, dar pentru mine este ca o mamă. Este femeia care mereu a avut grijă de mine, cea care m-a crescut împreună cu părinții mei și cea de care îmi este atât de dor atunci când sunt departe de casă. Draga mea bunică, îți ofer acest cadou pentru ca să fii disponibilă mereu pentru mine. Atunci când o să-mi fie greu și o să am nevoie de un sfat, te rog frumos să răspunzi la acest aparat ca să-mi stea și mie un pic de bine. Bine? Și am înțeles că acest aparat are garanție cam vreo 50 de ani, deci... Foarte. Vreau să văd dacă o să țină 50 de ani. Bine, peste 50 de ani o să-i spuneți nepoțicăi dacă lucrează sau nu. Bine? Ne-am înțeles? Fiindcă de obicei mamele, bunicile noastre sunt obișnuite de a încălzi tot ce este mai gustos la un foc. Dar cred eu că de ce sunt copiii în această lume? Pentru a oferi o comoditate părinților. Cel mare și cea mică am înțeles că s-au gândit ca timpul vostru să fie mai economisit. Eu cred că dumneavoastră cam cunoașteți ce poate să fie aici, dar nu. Ce credeți că este? Nu divulgăm, dar e microunde. Haideți, haideți să vedem. Nu divulgăm, dar e microunde. Eu știu, haideți, ce dat, dar și... Poate e un televizor sau poate e un calculator.
Doamna Ana, avem aici un sfat pentru sănătate, pentru dumneavoastră, pentru ca să o serviți cu oamenii care astăzi sunt la masă. Și dacă până acum ați aplaudat pe doamna Ana, acum aplaudați-vă pe voi. O zi de duminică, 14 februarie. Așa mi-a cântat, fiindcă am înțeles că atunci când doamna Ana s-a îndrăgostit, ea s-a îndrăgostit de primul și în primul rând de o voce. Și ca să ne aducem aminte de el, eu aș vrea să-i cântăm mulți ani trăiască și eu cred că dumneavoastră s-a auzit și vocea lui așa, ușculeț. De acolo de unde este el, o să vă cânte și el mulți ani trăiască, bine? Și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la... Dulce lumină,